Bună seara și a revenit cu drag la Prof Online, cu exerciții de algebră. Da, mai arde, cu exerciții de algebră, dar e important că cu drag venim la Prof Online, asta e lucru de reținut. Clasa, dar problem pentru clasa 6-a, tema pentru acasă, nu? Asta ca să fie foarte limpede pentru toată lumea. Tema pentru acasă. Clasa. Mărim direct proporționale, parcă mi-a spus, nu? Da, da. Mărim da. Direct proporționale. Mărim direct proporționale. Da, profesor, noi le-am făcut. Da, băieții n-au înțeles. Adică... Mărim direct proporționale, clasa... Facem pentru că, Miruna, o să te rog să te duci la probleme un pic mai dificile, dacă tu le-ai făcut. Că am făcut lecția. Ai făcut lecția. Foarte cu bine. Dumneavoastră. Păi dumneavoastră ne-ați învățat mărim direct proporțional, că noi nu știam ce să le... Am întâlnit un exercițiu cu mărim direct proporțional și am început să ne explicăm. Am lucrat cam două, ați le-ați făcut înainte și de aceea ei au știut, au recunoscut când le-a predat profesorul. Ideea în sine, voi ați prins-o și ați fost prezente la lecții. Exact. Foarte interesant acum. Ați fost prezente la lecții. Deci ați avut satisfacția că puteți urmări lecția. Da. Probabil că Adi, tu n-ai fost atunci când am vorbit eu. Și de ce n-ai înțeles? Da? Noi le facem mai înainte, să facem o problemă. Ca să, un model concret, o problemă. Da. Care problema 7 de la pagina 36. Ia să zicem. Numerele 3. X și 5. Numerele 3, X și 5, în această ordine, atenție. Da. Sunt așa direct, le punem într-o mulțime. Sunt direct proporționale. Direct proporționale cu Y, 54, 54, 45. Și 45. Calculați X plus Y și Y minus X. X plus Y egal cu cine? Și Y minus X egal cu cine? Y minus X egal să ne întrebați. Adică, faptul că sunt direct proporționale, adică cum se comportă numerele acestea, dacă sunt crescătoare, tot așa se comportă și astea. Da, eu m-am gândit așa, 3 supra Y. Asta e. Da. Egal cu X supra 54. Da. Și egal cu 5 supra 45. Deci asta înseamnă, cum se comportă șirul ăsta în ordinea asta, se comportă șirul ăsta de numere. Și de aceea le punem în rapoarte. Dacă dau aceeași valoare a raportului. Da? Deci 3 pe Y egal cu X pe... Egal cu X pe 54 și egal cu... Și egal 5. Cu 5 pe 45. Asta 5 pe 45 putem să zicem... Nu simplificăm printr-un 5. Așa, și egal cu echivalenta da. 1 pe 9. Da? Da. Și acum luăm 3 pe Y. 3 supra Y egal cu 1 pe 9. Da. Care le duce spre Y egal cu? Y egal cu? Adi? Cu Y egal 9 cu? 9 ori 3 supra 1, adică 27. Pe urmă, X pe 54. Egal cu tot cu 1 pe 9. Deci rezultă că X este egal cu 54 pe 9. Corect. 54 pe 9. Se simplifică și face? 6. 6 ori 9, 54. Și cu asta putem la problemă. Următoare. Asta e? Păi, ne să cerut X plus Y, să facem. Deci X plus Y este egal cu... Cât este X plus Y? X plus Y, 6 plus 27. Și egal cu 33. Și că Y minus X egal cu 27 minus 6. Adică este egal cu 21. Termat. Așa este. Exercițiu 8. Ia să vedem. 7 a fost asta, da? Da. Determinați numerele A și B. Determinați A și B. Știind că sunt direct proporționale cu 5 și 8. A, B, direct proporționale cu 5 și 8. Așa. Iar diferența lor este egală cu 45. Și că A minus B egal cu
A-B sau B minus A? Diferența lor. Atâta spune. Da. Ei, aici e momentul. Egal cu? 45. Dar eu nu știu ce să zic, A minus B sau B minus A? Pe care mai mare? A pe 5 sau B pe 8? Păi asta când văd șirul ăsta după 5 vine 8, B-ul e mai mare, da, de aia sunt direct proporționale, de A-ul e mai mic, 5 e mai mic decât 8. Deci cum se comportă 5 față de 8, așa și A față de B. Și acum e A pe 5. Și acum corect este să zic B minus A. B minus A egal cu? 45. Și acum, odată de acestea, A pe 5, da? A pe 5 este... Să lăsăm și pe Andrei. A pe 5. A pe 5 egal cu B pe 8. Da. Care este egal cu... Atât. A pe 5 egal cu B pe 8. Și egal mai departe, apropo de care A minus, B minus A. Foarte tare. Egal cu B minus A. Foarte bine. B minus A. 8 minus 5, care este egal cu 45 pe 3. Ai interesat de ce a făcut? Da. Deci, o proporție derivată, da? Da, aplicat. Și simplifica și ne dă 15. 15. Și atunci? A pe 5 este egal cu 15, care rezultă din care rezultă că A egal cu... Rezultă că A este egal cu... 75. Da. Așa. Și B pe 8 este egal cu 15, care rezultă... B este egal cu 120. Și B minus A. Și B minus A, nu. Nu. B minus A ți-a fost așa. Da, ți-a dat... Da, asta vrem într-o. 9. Și simplă. Și deci 9 de la pagina 36, care se zice ce... Calculați 3 numere raționale. Determinați trei numere raționale. Fiindcă sunt direct proporționale cu 5, 7, respectiv 12. Deci ne notăm cu A, B și C, trei numere raționale, în ordinea aceasta, direct proporționale cu 5, 7 și 12. Iar suma lor este 252. Vedeți? Când se dă și o condiție A plus B plus C, egal cu 252. 252. Da, 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 da. Hai să lăsăm și pe Ana. Da, și Andra. Sau Ana, eu cam dat, pentru și Andra. Zicem. A pe 5 egal cu B pe 7. Da. Egal cu C pe 12. A pe 5 egal cu C pe 7. Și nu cu C. Cu B pe 7. B pe 7, corect. Și egal cu C pe 15. 12, foarte bine. Și că de desubt A plus B plus C. E egal cu 52. 252. Știi? A plus continuăm B cu șirul de rapoarte, egalitatea șirului rapoarte, pe baza proporțiilor derivate, formăm încă un raport care este A plus B plus C supra C plus, supra 5 plus 7 plus 7. Plus 12. Și egal mai departe cu 252 supra 12 plus 12 e 24, da? Mm-hmm. Și egal mai departe, cred că se împarte prin 4. De unde am știut eu că se împarte prin 4? 52 se împarte prin 4, da? Deci încercăm și prin... Prin 4, da? 4 în 25. 4, dar nu împărțim exact. Lăsăm așa. Da? Raport. Așa? Da. 4 în 25 de 6 ori, 6 ori 4, 24, în 12, de 3 ori, da? Hai, Andrei. Sau, Andrei, tu... Anca. 4 în 24 de 6 ori. Ia să mai vedem să mai poate împărți prin ceva. Printr-un 3, bănesc. Da. Da? Printr-un 3 și vine 3 în 6 de 2 ori. 3 în 3, o dată. 21 pe 2. Mai se poate? Nu. Nu, este ireductibilă. Și acum ne întoarcem. A pe 5 egal odată cu 21 pe 2. Unde rezultă că A. Așa. Deci A pe 5 egal cu 21 pe 2. Ea egal cu
5 ori 21. 52,5. Faceți cât? 52,5. 52,5. Sau zicem 115 de lăsăm și așa. Orice număr rațional poate fi lăsat sub formă de fracție sau număr decimal, da? Ori într-o variantă, ori cealaltă. Urmăm, avem că B pe 7 egal cu cât? Cu 21 pe 2. Când îi rezultă Ana? Anca. B egal cu? 21 ori 7 supra 2. 7 ori 1, 7 ori 2, 14, 147 pe 2. Și C pe cât? 12. Egal cu 21 pe 2. Și rezultă de aici cât C? Va fi egal cu 12 ori 21, nu? 21 supra 2. Simplificăm prin 2. Egal cu 6 ori 21. 6 ori 1, 6 ori 2, 12. Face 126. Iată că am găsit pe A, B și C. Așa cum mi-a făcut autorul, să găsim aceste numere raționale care verifică condiția cerută, că sunt direct proporționale și că suma lor face atât. Să vedem următorul. 11. Ia să vedem. Determinați numerele A, B și C. Fiindcă sunt direct proporționale cu 3, 4 și 5. Determinați A, B, C. C. Fiindcă în ordinea asta sunt direct proporționale cu 3, 4 și 5. Da. Iar produsul lor este 480. Iar A ori B ori C egal cu? 480. 480. Cine vorbește? Cine de aici n-a mai făcut? Nu. Cine n-a mai înțeles, nu? Andra. Andra, să o lăsăm. Robert, ai ajuns la numele direct proporționale? Nu. N-ai ajuns. Da, îți spun acum. Deci, elementele acestea ABC în ordinea asta sunt direct proporționale cu asta. Înseamnă așa. Cum se întâmplă între 3, 4 și 5, se întâmplă și între AB și C. Adică din relația de directă proporționalitate, înțeleg că B-ul va fi mai mare față de A și C-ul va fi mai mare decât B. Dar nu știm că sunt tot 3, 4 și 5. Ci pot să spun că sunt așa cum cresc ele, în ordinea așa asta, valorică, cresc și acestea. De spus că la unitate vor fi. Anticipez să fie A, B și C la 1, cum ar fi 7, 8 și 9, să zic. 9, 8 și 10. Ca să fie directa proporționalitatea acolo. Însă nu le știm. De aceea autorul ne mai vine și ne mai dă o relație. ABC egal cu așa ceva. Insist. Pentru că sunt direct proporționale, înseamnă că zicem A supra 3, facem rapoartele. A pe 3, valoarea raportului este egal cu valoarea raportului B pe 4 și egal cu valoarea raportului C pe 5. De fapt, a făcut o proporție. Nu? Egalitatea a două sau mai multe rapoarte formează proporție. Deci de aici, din directa proporționalitate, mai se... Eu fac semnul ăsta, dar sunt și DP. Direct proporțional. Găsiți în manuale, parcă așa, direct proporțional scris. Ca formă de... Da. Și acum zicem, Robert, așa. A supra 3 egal cu B supra 4 egal cu C supra 5 și la care adaug ca ABC, produsul lor ABC, egal cu 480. O idee. Mirona? Scriem A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5, apoi facem A ori B ori C, adică 480, și egal cu 480 pe 3 ori 4 ori 5. Și apoi aflăm ca. Dar nu este egal, atenție, nu poți să-mi permiți să scrie egal mai departe. Da. Nu. Tu ai spus bine. Cred că mai corect să spunem egal cu un K. Da. Valoarea raportului este un K, nu știm noi ce număr. Și de aici să-ți facem pe A, deci mergem A pe 3, mai bine să facem așa. A pe 3 egal cu K, din care rezultă că A egal cu 3K. Apoi A pe 4.
B pe 4. Egal cu K. Egal cu K, din care rezultă că B egal cu 4K. Și C pe 4, C pe 5, da? Egal cu K, de unde rezultă că C egal cu 5K. C pe 5 egal cu K, de unde rezultă că acest C egal cu 5K. Din clipa în care știu că A, B și C, nu rămâne decât să îl locuiesc acolo și să vedem relația. Putem face și cu... Hai să vedem. Facem A, B, ori C, adică oară 180 pe C, 4, tocmai, fie că facem așa, dar așa ți-am spus, te spun ca la treia raportul acela. Deci, când zic A, ori B, ori C, da, supra 3, ori 4, ori 5, egal cu ca la treia. Una e ca, cealaltă e ca, 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 ori, ca, ori, ca, ori, ca, ca la treia. Deci, atunci când tu vrei să scrii așa, trebuia să spui ca la 3 egal cu ABC supra 3 ori 4 ori 5. Din motivul ăsta, mai pe înțelesul vostru, atenție Adi, pe înțelesul nostru, este să scoatem pe A egal cu 3K, B egal cu 4K. Domnul profesor a spus 4K. 4K. Și C egal cu 5K. Și cu ABC știute, mă duc și înlocuiesc aici. În loc de a pun 3K, deci urmează 3K, ori 4K, ori 5K, egal cu 480. Da? 480. Iar aici înseamnă că avem 3 ori 4, 5, 20, ori 3, 60, echivalent, va spune că 60K la a treia, 60K la a treia. Da? Da. Egal cu 480. Printr-un 10, prin 6 cred că merge, și vine ca la 3, egal cu 48 împărțit la 6. Dar profesor, Andra n-a înțeles, zice ca la 3. Păi, de ce nu trebuie? Andra, eu să știi că rostul întâlnirii noastre este să discutăm și aici n-am înțeles. Insiste pe odată. Vezi A cât este? 3K. B-ul cât este? 4K. Avem aici. B-ul e 4K. Și C-ul este cât? 5K. Și acum eu ce am făcut? În loc de A am pus 3K, în loc de B am pus 4K și în loc de C am pus 5K. Și acum 3 ori 4 ori 5 partea numerică fac 60. Iar partea literară, K ori K ori K, ca la 3 face. Da? Sunt copii baza și se mulțumesc, se adună exponenții. 1 plus 1 plus 1, 3. Deci vine 60 ca la 3 egal cu 480. Și atunci ca la 3 face 8. Și ca o cât va fi de aici? Adică cât va fi ca o? Păi, ca la 3 spune. Dar de ce nu tot aia cu K? Păi, păi uite-te așa. Valoarea, când împarți un număr la altul, îți dă un răspuns. Valoarea raportului, adică răspunsul care ți-a da, când împarți pe 7 la 5, să zicem adică. 7 împărțit la 5, dă un număr. Da. Dă 1,2, parcă, nu? 1,2. E valoarea raportului. Cât reprezintă fracția aceea în numere decimale. Deci, ca și cum aș nota, scrierea fracției ca un număr decimal. Și cum e egalitate, și nu știu, eu nu știu numărătorul aici. Vezi? Nu știu cât e valoarea ca să fac împărțirea, să dea ca aici. 7 împărțit la 5, când îmi dăm 1,2. Dar de acolo, din A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5, a zis așa că A ori B ori C, totul supra 3 ori 4 ori 5. Bun, egal dar... Egal cu 480 supra tot 60. Da. Și după aceea tot am... Da, dar raportul ăla nu mai era ca cu K, da, ci ca la 3. Ca la 3, așa am făcut și eu, dar mi-a dat tot și am pus scris. Păi așa le-a dat și lor 8 și de aia sunt ei. Deci atenție, doi voi spuneți așa. A ori B, atenție, deci A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5 și egal, vrei să spui tu, cu semn de întrebare zic eu, nu-mi permis să zic egal, pentru că A pe 3, dacă spui așa, A pe 3 ori B pe 4 ori C pe 5, e de fapt o dată un K. Și încă o dată un K, și încă o dată un K,
și face cala a treia. Deci valoarea produsului ăsta, ABC, nu-i K, ci cala a treia. Și atunci, când ai zis tu scurt ABC, nu mai îți permis să spui egal cu K. Până aici e K. Și acum, în urma mulțirii, e cala a treia. Da? Deci nu-ți permis să continui egalitatea aici. Doar atât. Merită dacă te-ai prins de poantă, urmărind așa ceva, spune, rezultă că ABC supra 3 ori 4 ori 5, ABC supra 3 ori 4 ori 5, e egal cu K la a treia. E important să spui egal cu K la a treia. Adică 8 ori e 2 la a treia. Ai înțeles? E 2 de fapt, nu e 8. Asta ți-a dorit profesorul. Da, asta. Și acum am ajuns acolo. Și atunci, ABC, cât ți-o dat ție? Ți-o dat aici? 480. 480 supra 60. 60, care face cât? 8. 8. Dar e ca la a treia, nu e ca simplu. O, asta încercam. Adică e 2 la a treia. Adică deci, e ca. Da. Ca la a treia egal cu 8, e ca egal cu 2. Și dacă știi pe care e egal cu 2, acum te duci aici. Da? Interesant, da, mi-e mulțit. Și 3 rapoarte e ca la a treia. Dacă erau 2 rapoarte, ca la a doua. Ca la a doua, sigur că da. Că cele 2 rapoarte e mulțite. Da. Și ca oricum. Da? Deci asta trebuie să înțelegem, pentru că și la fizică, când zicem acolo metru ori metru, metru la pătrat. Da? Și aici la fel este. Asta e K, asta e K și asta e K. K la a treia, urmăresc. Dacă ar fi fost numai două rapoarte emoții, K la a doua, cum a spus Mihaela, mama, în Miruna, da? Bun. Și acum, odată pe K știu 2, mă întorc în substituții și vin A pe 3. A e egal aici cu 3 ori 2, 6, nu? Da, da. 6. Aici e 8. Și aici e egal cu 5 ori 2, 10. Da. Iată că am făcut. Sper că acum s-a înțeles. Dacă nu l-a înțeles cineva, insist încă o dată. Am înțeles? Am înțeles. Da? E clar ce am zis acum. Bine. Mergem la problema 13. Aproape 5 numere raționale. Deci. Vedem. Aflați 5 numere raționale. 5 numere raționale. Să le zicem și noi. A, B, C, D, E. Știind că primele 3 sunt direct proporționale cu 5, 6 și 10. Adică A, B, C. Adică primele 3, A, B, C, sunt direct proporționale cu numerele 5, 6 și 10. A. Și, așa, ultimile 3. Adică iarăși ultimile 3. Deci C, D și E. Da, sunt direct proporționale cu 3, 8 și 12. 3, 8 și 12. 3, 8, da? 3, 8 și 12. Și suma lor este egală cu 200. Și că mai am o informație. Suma lor. A plus B plus C plus D plus E egal cu? 200. 200. Robert. Hai, fă lucru. Asupra 5. Sigur că da. De aici e lucru. Asta. Asupra 5 egal cu B. Supra 6 egal cu C. Supra 10. Foarte bine. Pe de altă parte, sigur că da. C supra 3. C supra 3. Egal cu D supra 8. D supra 8. Egal cu E supra 12. Egal cu E supra 12, da? E, acum e acum. Păi ne notăm pe dată cu un K. Adică la prima egal cu K și la... Nu, nu le putem aduna. Pentru că nu s-a ce. Da. Nu, nu, s-a, nu se egale toate între ele, nu? Nu sunt egale, vezi, nu poți continua aici. Dacă avem C pe 3 și aici și aici, s-ar fi continuat raportul. Dar e C pe 10. Deci am o problemă aici. Păi putem să facem A egal cu 5K. Dacă zici că va lua B pe 6 aici, nu? Da. Pe 6. Da. Deci dacă am șirul de rapoarte aici l-am notat cu K,
cavalare. Din coace cu ce l-am putea anota? Cu D. Cu D, că nu e aceeași. Cu D, cu E, R, cu S, cu altă valoare. Da? Deci notăm cu... Yes, da? Valoarea raportului. Da, și am avea că A egal cu 5K. Deci de aici are și că A egal cu 5K. A egal cu 5K. B egal cu 6K și C egal cu 10K. Și C egal cu? 10K. 10K. Și am avea că C iarăși egal cu 3S. 3S. D egal cu 8S. Și E egal cu 12S. Și E egal cu 12S. Da, din C egal cu 10K și C egal cu 3S, da. Putem să ne dăm... Apare o legătură exact. Între K și S. Adică 10K egal cu 3S, cum ar fi. Da? Fiind același C, înseamnă de aici că 10K egal cu 3S și am putea să-l aflăm pe S în funcție de K. Da, și o să avem... Da? Deci de aici S-ul cât ar să fie? S-ul ar fi egal, Robert, cu 10K supra? Foarte bine. Și în clipa asta mă duc și locuiesc peste tot și în... Prima, totul să fie numai în K. Da. Deci ăsta lasă așa ABC în K. Iar D și E, numai care sunt în S, locuiesc pe S ca să fie tot în K. Adică D o să fie egal cu D și cu 8 ori. 8 ori 10K pe 3. 8 ori 10K pe 3. Adică 80K pe 3. 80K pe 3. Pe 3, în care nu se mai simplifică. Iar E va fi egal. E va fi egal cu 12 ori 10K pe 3. 3 cu 12 se simplifică 104, cum ar fi 40K. 40K? Atât. 40K. Și acum la adunăm pe toate. Insistăm încă. Insistăm ca să înțelegem bine. Andra. E bine, Andra? E rău să-i drumere. E bine? Da. Bine. Uite, Andra. Din șirul de rapoarte de mai sus, am notat valoarea rapoartelor cu un K. Și am scris, am tradus A egal cu 5K, B egal cu 6K, C egal cu 10K. Pe de altă parte, cel de-al doilea șir, înseamnă C pe 3 egal cu D pe 8 egal cu E pe 12 egal cu S. Și ne-a ieșit că C egal cu 3S, 8S și E egal cu 12 S. Când vreau să fac suma, eu aș vrea să fie aceeași necunoscută. Ori K, ori S. Dar am o șansă. Că C-ul este legat aici, odată reprezentat în 10K, și altă dată spune că e 3S. Înseamnă că le pot lega pe astea două, același C. Înseamnă că 10K egal cu 3S, din care scot pe S, ca fiind 10K pe cât? Pe 3. Și mă duc repede, spun, primele trei sunt în K, iar D-ul și eu, care erau în S, știindu-l pe S cine este, îl înlocuiesc. D va fi 8 ori 10K pe 3, 80K pe 3, iar eu va fi 4 ori 10K, 12, cum era acolo, se simplifică și face 4 ori 10K. Și având acum prima în funcție de K, B în funcție de K, C în funcție de K, D-ul și eu în funcție de K, da. Ne ducem și ne ducem în care relația asta? Ne folosim. Da. Și scriem A plus B plus C plus D egal cu 200 și acum da, avem 5K plus 6K. Așa, scriem 5K plus 10K 6K plus 10K plus 80K pe 3 plus 80K pe 3 plus 40K 40K egal cu 200. 200. Și o să avem că 141 cal... Hai să vedem. 5 cu 6, 11 și cu 10, 21 și cu 40, 61. Scriem și noi, 61 K. Plus 80, egal cu 60. Plus 80 K. Plus 80 K. Nu te grăbi. Nu te grăbi, ai dreptate. 80 K. Supra 3. Ne-am adunat pe cei care erau în 30, da? Și mi-au dat cât? 61 K. Plus 80 K pe 3, egal cu 200. Amplificăm cu 3. Asta. Amplificăm cu 3 peste tot. Și la 61. Și la 61 cu 3 și la 200.
Da? Da? Zi. Da, Iulia. 183K. 183K. Plus 80K. Plus 80K. Egal cu 3? Egal cu 600. 600. Și vine 263K. 263. Pe 600. K. Egal cu 600. K. Este egal cu 600 pe 263. 263. Vedem și simplificări. Cu 3. 3. Nu, 2 și cu 6, 8 și cu 3, 11. Nu sunt parte. Prin 2 nu, 3 nu. Păi ăsta e număr ireductibil. Faptea să fie da. Fracție ireductibilă, da? Da, fracție ireductibilă. 600, ce divizor are 600? Păi 600 îl are pe 2. Pe 5, pe 2, pe 3, pe 5, pe 10. 6. Pe 6, corect, 3, 6. Pe 15, pe 20. Da, și toți sunt acolo. Dar ăsta 263, dacă este prim. Dacă el este prim, atunci așa îngheață. Da, e. Cum aflăm dacă un număr care ți se dă de către dacă cineva? Dacă are numai 2 divizori. Nu, dacă are numai 2 divizori. Părți la 2, părți la 3. Păi la 2 nu merge. Nu, n-ai vrut să faci. La 3 nu. Dacă are numai 2 divizori. Nici la 5, că nu e ultima 5 frecii sau 0. La 7. Așa, la numere prime, altele, după ce e epuizat criteriul de divizibilitate, încep să vezi la numerele prime. Deci 263 la 7. Hai să vedem. Nu merge. La 11 nu, la 13 nu. E prim. O clipă. Dar până când continuăm? Atenție acum, ce vă spun este foarte important. Deci, continuăm până când obținem un rezultat care este mai mic decât împărțitorul. Deci, sunt și la 13 cu ar, da? La 13 vă dă ceva mai mare decât 13. Da. La 17. Da, nu. La 17 vă dă... La 13 dă 20, la cât la? La 13, împărțit de 20, virgul. Dacă dă 20, virgul la 13, și la 17 dă 15. Gata! Când am împărțit la 17 și am găsit rezultatul mai mic decât 17, decât împărțitorul, ne oprim. Deci notați observația asta foarte importantă. Observații. Observații. Pentru a constata dacă un număr este prim, procedăm astfel. Pentru a constata dacă un număr este prim, procedăm astfel. Două puncte. Facem împărțirile la... Scriem asta? Da, da. Facem împărțirile la... Numerele prime știute. Adică 7, pentru că n-am criteriu. Că pentru 5, de 7, 11, 13, 13, 17, 19, puncte, puncte, până când ajung, până când obținem un cât mai mic decât împărțitorul. Foarte, foarte important. Până când obținem un cât mai mic decât împărțitorul. Un cât mai mic decât împărțitorul. Până acolo se continuă. Și vă las ca temă să descoperim. Continuăm împărțirea până când obținem un cât mai mic decât împărțitorul. Și vă las ca temă să spuneți de ce. Deci răspundeți la întrebarea pentru data viitoare de ce trebuie făcut așa. De ce trebuie să ne oprim? Deci întrebarea este de ce trebuie să ne oprim? Pentru că am avea 600 împărțit la 1000 sau la unul mai mare? Lasă-mă, nu vreau acum răspunsul pe loc. Deci nu încercă să ne grăbim, pentru că este o problemă interesantă. Rămâneți să vă gândiți. Da. Și dacă nu găsiți răspunsul, nu-l descoperiți, data viitoare discutăm asta.
Așadar, de 263, despre 263 ne pronunțăm. Este număr prim. Pentru că împărțit la 7, la 11, la 13, nu se împarte niciodată. Și am continuat până la cât la 17, când ne-am oprit, pentru că am obținut un împărțitor mai mic. Așadar, asta e fracția care rămâne. 600 pe 263 este K-ul. Ce facem acum cu K-ul găsit? Ne ducem și aflăm pe A. Deci o să aflăm K egal cu 5 ori. Cine vorbește? K. Să vorbească Miruna, că nu aud deloc vorbind în seara asta. Eu? Nu Miruna. Andra. 5 ori. 5 ori. 600 pe 263. Și, din păcate, 263 nefiind fiind un număr prim, nu se simplifică cu 5. Și vin 5 ori 6, face 3000 supra 263. Au, B-ul. B egal cu cât? B cu 6 ori. 6 ori Andra, 6K, e dat cu 6 ori. 600 pe 263. Da, 600 pe 263 și este egal cu? 3600 pe 263. 3600 pe 263. Ce? Egal cu? 10K. Da, și egal cu? 10 ori 600. 263 și face 6000 pe 263. Și D egal cu 8. Nu 8. D egal cu... Nu, am găsit undeva. 80K pe 3. Uite, vezi? Da. 80 pe 3 egal cu 80 pe 3 ori 600 pe 263. Exemplu, 3 cu 600 și rămâne 200. 200 și face egal cu 80 ori 200. Face cât? 16.000 face, nu? Da. 16.000 supra 263. Apoi. Alo. Bună seara. Sunt chiar într-o lecție de matematică. Se și filmează. Da, mă iertați, dacă era o discuție despre matematică, o suportam. Acum ar fi de albine, bănesc, nu? Da. Pe la 10. La 10 termin lecțiile. Mâine dimineață, dar cât, în jur de 7:30 oferă ceva. Da? Bine? Bun. La revedere. Da. Deci, am găsit pe D și pe E să-l găsim. E egal cu cine? 40K. 40K și egal cu 40. Pe 263 și face? 24.000 pe 263. Nu se simplifică, că 263 e prim, deci așa îngheață. Da. În final, am găsit pe A, B, C, D și E numere raționale, adică fracții. Și răspunsul ăsta este A, B, C, D și E, le-am găsit. Hai să mai vedem o dată greșitul. Mie mi s-a părut că e foarte interesant. Câte vreme n-am mai întâlnit așa, ca o parte să fie direct proporționale și o altă parte. Dar interesant este că autorul a avut grijă să ne bage elementul C și într-un caz și în celălalt. Dragilor, dacă n-ar fi fost așa... Aia, nu... acolo m-am blocat eu. Deci dacă n-ar fi fost de legătura, nu puteam să fac grijă. Că ar fi fost o relație în K și în S. Da. Fără să avem o legătură între K și S. Trebuia să ne prindem că C egal cu 10K și C egal cu 10K. E o dată așa și o dată așa. Este același C și atunci între K și S am o legătură. Pentru că visul meu era să reprezint pe A, B, C, D, E în aceeași variabilă. Adică ori în K toate, ori în S. Că numai așa, întorcându-mă la substituții, dacă sunt numai în K, lucrez niște fracții acolo și găsesc pe K,
Sau, dacă nu mai ies, la fel, tot atât de bine merge. Eu puteam să scot de acolo și pe, l-am scos pe ies funcție de K. Știți de ce? Așa mi-a venit mie să spun, dar tot atât de bine puteam să-l scot pe K în funcție de ies. Și puteam să spun K egal cu 3 ies supra 10. Și atunci ies-ul îl lăsam și mă locuiam aici pe la B și la A. Aici nu. Că deja C-ul îi trăiesc. Da? Deci așa trebuia gândit în condițiile în care mergeam pe variabila S. Deci autorul ne furnizează, să spunem, legătura asta, C-ul fiind și într-un, și într-o variantă și în cealaltă. Și acum legăm pe cap cu S de acolo. Clar, da? Da. Mergem mai departe. 16. 16. Să vedem dacă s-a umplut timpul. Nu, ești 41. Bun. Ai grijă să nu depășești peste 50 cu mult. Adică, jur de 50. Când termină migheșițul. De regulă. Ia să vedem cum sună alte migheșițul. Numerele A și B. Numerele A și B. Sunt proporționale cu 5, respectiv 4. Deci A, B, în ordinea asta, proporționale cu 5, 5 respectiv 4. 4. Cât la sută din A reprezintă B? Așa. Păi avem formula că X ori B la sută egal cu Y. Și acum o să schimbăm X cu Y cu A și B, ca să nu fie o problemă. Ia să vedem, dar o să o luăm ușor ca să înțelegem. Că uite, eu, gunoară, am o viteză mai mică în a gândi. Și atunci să ne sincronizăm, da? Zicem așa. Întrebarea să o ținem, să o reținem foarte. Mai întâi să traducem ce înseamnă că sunt direct proporționale. A de 5 egal cu B de 4. A pe 5 egal cu B supra 4. De unde A egal cu 5B pe 4. Da. Și ce spune aici? Te simt foarte atent la formulare. Cât la sută din A reprezintă B? A. Deci A ori B la sută egal cu B. Deci cât la sută din A reprezintă B. B-ul e rezultatul la fel, la sută, procentul la sută, da? Deci înseamnă că A ori B supra 100 egal cu B. Asta e relația care ne-o dă autorul în plus. Da? A ori B la sută, B pe 100 egal cu B. Și pe P trebuie să-l aflăm, dar sigur că ne trebuie A-ul și B-ul. Păi A egal cu B ori 5 pe 4. Deci de aici rezultă că cine? A egal cu A egal cu B ori 5 pe 4. B ori 5 supra 4. Și acum mai cât înlocuim? Și înlocuim pe A aici. Și bine, în loc de A pun B ori 5 pe 4. B înmulțit cu 5 supra 4 ori B la 100 egal cu B. Egal cu B. Ducem toate la aceeași mitoră, adică prima o mulțim cu... O secundă. Mai spune ceva. Mai întâi. Dacă. Mai întâi simplificăm. 5 cu 100. 5 cu 100 și ne rămâne 20. Și vine echivalent. Cu B pe 4. B ori pe... Da. Supra B. 4, 20, 80. Așa vine B ori pe supra 4, 20, 80. Am făcut și mulțire. Da. Deci B ori B, supra 4 ori 20 ori 10, egal cu B. Și B pe 1, vreau să spun. Da. Și știm că putem, dintr-o proporție, să împărțim prin B, prin numărător. Deci mai poate împărți cu numărător la numitor. Sau numărătorii, la, deci ce am posibilitatea să împart ca să o aduc la o fracție mai simplă. Atunci pot împărți la numărător prin B. Și el devine echivalentă cu P supra 100 egal cu 1. Da? P supra 100. Păi e ori de 100. Nu e 80? Cum? 80 trebuia să fie. Am scris eu greșit, da? P supra 100. P supra 80. P supra 80 egal cu 1. P egal cu 80%. Deci P egal cu 80, da?
Deci P este 80%. Atât? Atât. Termină te gândiți. Și simplu. Da. Hai că pe egal cu 80%. Punem așa un simplu. Ai și Robert, eu. Ne-ai atrat. Da? S-a terminat. Ei și-au terminat-o ca lor, a mai fi țărțuri, să facem salut. Neapărat. Sigur? Da.